Bine ați venit la vlog, doamnelor și domnilor. Am venit să ne plimbăm, e o zi superbă, sunt câte grade? 15. În jur de aproximativ, da. Foarte frumos, foarte cald și sunt super bucuroasă că ne-am întâlnit cu Ioana. Pentru mine e o zi superbă. Și eu mă bucur foarte tare că m-am cunoscut. Mulțumim. Și ne-am mișcat așa să ne plimbăm, să vedem Oxford-ul. Eu am emoții, și ce am emoții. Vai, dragă, mă. Contrar experiențelor noastre anterioare, vom avea o aglomerație, așa cum nu ne-am așteptat. Așa arată fericirea lui Doru. Trotinete și o muzică deosebită de la o domnișoară de acolo, care scrijelește o vioară excepțională. Cel puțin pentru urechile mele. Cum te simți? Foarte bine. E cald, e plăcut. O simt bine. Hai să luăm autobuz. Ca de weekend. Tot zic că facem și noi o treabă de asta cu autobuzul. Într-o zi. Prin vlogurile noastre anterioare vă spuneam că dacă am fi vrut să facem undeva studii, aici ar fi fost. Dar mai era și St. Andrew, dacă ți-aș aminte, din Scoția. Acolo interior. Unde, nu numai că am descoperit locul, care este extraordinar, dar am descoperit că acolo este și... Acolo s-a născut golful, domnule. Auzi, e cu petrecerea. Spune-mi, te rog, când vezi ansamblul ăsta, ce-ți sugerează? Sugerează Rouen. Franța, nu-i așa? Da. Deci pentru noi asta înseamnă Franța. Oriunde vedem asta, vedem Franța. Hello. Very well, thank you. How are you? Am intrat într-un magazin care face pălării la comandă. Arriba, arriba! Nici o arriba, știi ce sunt? Mm. Din Texas, din... zic cum era, din Dallas, nu din Texas. Dar se potrivește foarte bine cu haina pe care o ai, să știi. Așa? Da. Serios că îți vine bine. Voi ce ziceți? Îi vine bine? Nu. Să ne scrieți în comentarii, vă rugăm mult de tot. Un pic de bască la Peaky Blinders, așa că tot îmi place mie serialul, cu lăcaș special aici de pus lama, doamna Moraru, nu? Ca să fim adevărați nebuni de Birmingham. Foarte mișto la material, sunt, cred că e un fel de lână ceva. Sunt, îmi par mai calitative decât cele din Scoția. E un magazin dedicat ăsta. A, ce culoare frumoasă. Da. Foarte bine. Ai purta? Da. Nu e ceva ce mă văd purtând de fiecare de zi cu zi, mai ales când de primăvară vreau să mă despoi, nu să mă... Da, ieși doamna Moraru afară, că faceți numai prostii. Thank you. Cum te simți ca vlogger? În general sau? În astăzi, general. Când sunt la mine în casă mă simt bine. Când sunt pe stradă am anumite rețineri și anumite timidități pe care uneori nu le înțeleg de ce le am. Nu mi se pare ușor să faci vlog pe stradă. Oxfordul de astăzi nu se te zice sub nicio formă de evenimentele curente. Arborat acolo sus, steagul Ucrainei. Îi spuneam de lei mai devreme că nu prea sunt, domnule, grupuri organizate. Ia uitați cum m-am înșelat. Și asta înseamnă întoarcerea la normalitate. Ce bucurie! Să ai o astfel de vreme în Anglia și o companie atât de plăcută este absolut deosebit. Ori de câte ori vezi Blackwell, înseamnă știință, înseamnă cărți și înseamnă cafenele extraordinare în aceste incinte. Din câte mi-amintesc, aici este un Nero și noi am făcut cândva un live aici. În stilul caracteristic, haide să vedem dacă avem voie, am trecut aceste porți. Cred că Ioana e un pic consternată de faptul că noi ne mișcăm foarte repede, că noi nu știm să mergem încet, nu... Noi avem un stil foarte, foarte agitat. Scubilitic. Acum suntem bine. Bun, am primit feedback pozitiv, suntem bine. Ce vedeți în spatele meu este ceea ce pe mine mă face să mă simt mic, mic, mic. Dacă aveai și glasul la fel de mic, n-ai mic, mai țipa într-o bibliotecă, pentru că pe bibliotecă... În aer liber, doamnelor și domnilor. În bibliotecă trebuie să taci, să mergi. Nici măcar respirația să nu se audă, nici musca. Eu cred că aici este momentul în care să introducem puțină cultură și educație. Aici ai Demi. Filozofia că iar murim de foame. Hai să. Păi de ce, domne? Uite pe aici software engineering. Minutul cosmetic, doamnelor și domnilor, da. Cu Ioana Moldovanu și Delia Moraru. Îi spuneam Ioanei că ieri am fost și mi-am luat gelul de față de la Nux, influencărită de Ioana, bineînțeles, de la ea am văzut. Și că sunt foarte mulțumită de el, curăță foarte bine și miroase senzațional. Cumpărați-l chiar astăzi. Da, și invers. Am văzut și eu rojul tău. Cel cu de la Nars, da. La mania. Trebuie să le cer și eu. N-am avut nimic de la NAF niciodată. Ăsta a fost primul. L-am primit, eu uite, am și... L-am primit într-un calendar și pe am luat în variantă mare, pentru că e foarte bun. Doamne, e aici Doru, săracu. Doru ar trebui să se retragă în ceea ce se numește minutul tehnic.
dar nu prea are prea multă tehnică pe aici. La restaurant se putea fără mâncare, cafea, cică martini și cafea. Da, e... Nu pot să zic extraordinar. Asta, te-a lovit foamea că ai devenit așa într-o dată foarte apatică. Da. Am vrut să ne luăm scoici și na, nu mai au domne scoici. M-am desumflat când am auzit că voiam să le încerc și am și dezbătut aici, luăm o porție, două, trei, zece și... Da, căzusem de acord să luăm două porții și aia, da, nu? Da, hai domne, asta să fricturi, domne, asta să fie. Asta să fie cea mai bună, cea mai mare problema noastră, nu? Păi asta, da. Asta, când avem scoici. Și aici încheiem și vlogul de azi, nu? Da. Pa! Pa. Cum îl încheiem acum? N-am mâncat.